Nava de război sub pavilion american acostată duminică seară în portul Constanța, supravegheată de ruși, flota rusă a Mării Negre urmărește activitățile navei militare americane USS Fort McHenry, care se află în portul Constanța, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Nava de desant a Marinei americane va sta în portul românesc până joi 10 ianuarie. Este prima navă a US Navy care ajunge în regiune de când Rusia a sechestrat 3 nave ucrainene în luna noiembrie în strâmtoarea Kerch. Pe timpul escalei, conducerea comandamentului flotei va primi vizita reprezentanților navei americane, iar un detașament de militari de la regimentul 307 Infanterie Marină va desfășura o vizită de documentare la bordul navei americane. După plecarea din portul Constanța, nava de desant USS Fort McHenry și fregata Regele Ferdinand vor executa o serie de activități de instruire comune în apele teritoriale ale României și în apele internaționale ale Mării Negre. USS Fort McHenry este o navă de transport echipată cu arme defensive, cum ar fi mitraliere, tunuri de mici dimensiuni și sisteme de apărare antirachetă cu rază scurtă de acțiune. Mișcarea Statelor Unite nu a trecut neobservată de Federația Rusă, care a trimis vasul de patrulare Pătlivăi din cadrul flotei ruse din Marea Neagră să monitorizeze acțiunile navei Fort McHenry pentru a le ține sub control.